Corect. Ce vrei, dragă, ce nu-ți convine? Ce vrei, unui sibei? Un sub, dacă e. Adică un sub. Foarte bune pitalutele. Da? Moraliu proaspăt. Nu, eu nu beau alcool. Nu, de congelator. Nu că nu beau, dar n-am ce fac cu mine. Foarte bine, dragă, că nu beau foarte. Curbeamă nu? Niciun vermă nu vrei? Lasă că am dat sub capsă. Nu mă deranjat, că nu am singură. Poate ține fata post. Dacă ține post, ce? Nu, nu ține post. La pește cred că mâncați, că am înțeles că sunteți din județul Galați. Chiar din Galați. Chiar din Galați? Îl cunoașteți cumva pe doctor Ivanov, chirurgul? Foarte bun specialist. Nu, că eu după școală am plecat direct la facultate. Mi-a fost student. El ne mai serva uneori cu pești. Nu, el a terminat cu 10 pe linie. Nu, dacă nu. Dar și era 9-80, 9-90. Păi când am câte un 7 la anatomie, dacă se amintește, era sărbătoare în tot căminul. Ăștia termină acum și câte 10 în promoție cu 9-90. Cu 10-50, vei să spun. Eu am un student care are 10 pe linie până în anul 6. Și cu 10, cu 50 de sutim de la SC, 10-50. Și de la anul se pare că o să le dea și 25 de sutim pentru familie și pentru familie. Păi poate dăm sor și tu până la anul. Lăsați, dragă băiatul, în pace. E timpul. Și părinții dumitale tot cadre didactice sunt? Nu, tata e maestru militar și mama e pensionată pe care este boală. Lucra așa când era mai tânără tu. Să știți că de multe ori oamenii simpli sunt mai cu bun, sunt și mai la locul lor decât mulți cu facultate. Aiurea, depinde acum și în ce medii pui. Păi Dima ăsta, el la bază tot băiat de la țară. S-a văzut la oraș, a intrat în partid, că avea origine sănătoasă. Aoleu, las, domnule, cu Dima. Hai mai bine, zice. Dima, noroc, la sănătate, la mulți ani. Noroc, sănătate, la mulți ani. La mulți ani și vouă. Mulți ani. Îl dai cu suc? Mulți ani. Am spus, dă-și-o la mai tare, să vedem ce mai făcut prea înțelept. Fiindcă nu înțeles de porc? Dragă, în familia asta e foarte greu să stai în bucătărie. Azi de vin, nu mânca porc. Dacă vedea grăsime în farfurie, oricât de mică era, nu mai mânca. Valentin al meu tot la fel. Și în supă, dacă vedea că se stricoară o steluță de grăsime, ceva, gata, nu mai mânca. La fel pielița de la pui. Știi că pielița nici eu nu mănânca, aia îngrașă. Sau îi puneam tartină cu mușculeț la școală și el o dădea la alți copii. Așa a fost el sufletit. Și aveam o ciudă pe el. Pentru că pe vremea nu aveam așa relație. Aveam salariul 2280 de lei. Și stăteam la coadă pentru câte un kil de carne și câte 3 ore. Nu ales eu, dar... Dumnealui făceam mofturi. Copiii e bine să învețe cu greutățile de mici, că mai încolo nu-i alintă nimeni. O să așa e. Pe mine mă trimitea cu vaca la păscut și îmi făceam lecțiile la lampă. La tine era altceva. Și eram 9 frați. Puneam mama măliga în mijloc și cine a apucat bine, cine nu, salut! Dar tu ai apucat. Cazuri și cazuri. Nu, dragă, ăștia au fost mofturoși toți în familia asta. Păi Grigore, când l-am luat, dacă nu-i făceam pireu cum îl făceam măsa acasă, nu-l mânca. Tot în vătoare și dezvăț. Și tu nu-ți iese pireu cum ieșea lui mama. Dar mi este bun. Ei bine, hai că-ți ies. Deci ce-l făcea într-un fel anume? Vă zic ceva. Tineretul de azi răsfățat. Mămica punea și o lingură de lapte. Să știi că și eu pun lapte în generațiile. Da. Eu îi pun și las și puțină apă în care se fier cartofii. Știi cum e? Cum te obișnuiești? La noi de unde nici vorbă. În schimb, punea mama cartofii mămăligă. O gustoșenie. Al nostru mămăligă să nu vadă. Pe ce nu învățat, dragi? Nici noi când eram tineri nu eram de acord cu părinții. Nu le mai țineți parte că prea să învățați să le pice tot un mur în gură. Uitați-vă la ei. Cămin, bursă, tata și mama au grijă de papa, no, frate! No, e relativ. Gândiți-vă numai la repartiție. Că dacă eu cine știe prin ce că, cel puțin la noi, la medicină, păi acolo se îngroapă. Eu nu înțeleg ce aveți dumneavoastră cu repartiția. Eu, înainte să ajung la Roman, am fost 8 ani la Cotnar. Și văd că e bine, m-am descurcat. Vă rog eu să mai serviți. Auzi, da. Nu mă așteptați pe mine să vă servesc eu, doamna doctor, ce vă mai pun. Fetele, dacă n-au fost deștepte să se mărite în timpul facultății, ajung la țară, se mărită ori cu profesorul, ori cu popa. Așa-i. Ori popa, cel mai des, e el mai mare mențit din sat. Dar nu generaliza, dragă, sunt și preoți cum se cade și fără generaliză. Sunt excepții. Majoritatea copilor au toți video, telecolor și toată ziua, dacă îi caut, sunt ocupați. Ce-ori fi ei ocupați? Ei, cu ce sunt ocupați? Cu spovedanie. Nu l-am adus la biserică și a terminat-o, mi-a rezolat-o mai simplu. Rău faci. Noi de Paști mergem. Da. Poate să mă și aresteze, că... Cine să te aresteze, dragă? Popa, dragă. Să fac și acolo, că... Nu o să mi-a ieșit o oră de Paști, că niciodată. Mi-a vrut soare.
Nu râdeți că de la noi la spital cu cine mă întâlnesc de Paște în biserică? Cred că știu. O stătea frumos pitit după un stâlp. Cuțoneș. Și s-a dus direct la el Aurel și l-a întrebat unde ți-e carnețelul? Nu, dragă. Nu, dragă. I-am zis așa că da, scoate carnețelul și foarte bine. Foarte bine. El m-a luat cu mai Aurele, chestii dintre astea. Secretar. Noi am avut de Paște la cumnată mea o vopsea de ouă din Germania. Și de sărbători ne-a trimis un marțipan, vai. Mie anul trecut mi-au crăpat toate orele la fier. Nu știu ce Dumnezeu au avut. Nu, mie știi ce frumos mi-a ieșit? Cu vopsea bună, te crezi că ies frumos. Eu le dau cu un pic de ulei ca să lucească. Eu le dau cu unt. A, nu, cu vopsea asta, în German nu trebuie să le dai cu nimic. Am avut galben verde și portocaliu. Și albastru. Nu, nu. Albastru am făcut din galben cu verde. Ia culorile după ce le folosi, le dă prin bloc. I le-am dat lui doamna Alboa. Uite că facem noi câte o pomadă. Mersi. Te servesc cu o țigară? Nu prea descânt. Hai, te rog. Mersi. Și la ce sunteți studente? La Politehnică. Pe vremea noastră, cam băieții erau la Politehnică și fetele la medicină. Așa cum nu tot cam așa. Avantajul cu Politehnică asta e că nu te duci la țară. Da, și să lucrezi o viață întreagă în fabrică. Și stai la cămin? Da. Câte sunteți în cameră? Normal 4, dar eu m-am mutat cu o prietenă și acum suntem doar noi doi. S-a descurcat fata. Foarte bine, ce să aștepte? Nu vă spuneți, domnișoară. Mă iertați, domnișoară, dar eu, fată tânără să fumeze de față cu părinții băiatului, eu... Emilian! Ce e, măi? Ce e, măi? Eu aveam 43 de ani când s-a prăpădit tata, Dumnezeu să-l ierte, și nu fumam în fața lui, nu fumam! Asta e foarte sănătos. Se pare că tu nu știa că tu fumezi. Aduci cu șampania din congelator. Nu e, mă, că știa. E de respect. Păi da, s-au ajuns copiii să te sfideze în față. Valentina al meu cibretată, desfidează. Dar... Cine desfidează? Poate nu-i cuvântul potrivit, dar dumneavoastră înțelege ce vreau să spun. Eu, de exemplu, n-am fost de acord ca băiatul meu să nu facă armată. De ce să nu facă, domnule? Să facă, domnule, să vadă ce-i viața, nu corcolit așa, că odată și odată trebuie să învețe pe bărbat. Așa e, că și doamna mea pe-a nostru la fel face. Ba, eu nu sunt de acord. Ce crezi, că dacă stai acolo 9 luni și te îndobitocesc că ea la cap? Ești mai bărbat? Așa e. Eu n-aș fi de acord copilul meu să sufere în hală. Așa e. Pentru ce? Dar să-i vedeți pe cei cu un an și 4 luni. Vede capul lor, săraci. Acum depinde și unde. Cel mai greu e la grăniceri. Da, e frumos. Nu, cel mai greu e la batalionul disciplinar. Da, nu vorbim de asta. Ascultă-mă ce spun eu. Uite că noi nu ne-am scuțit pe Adi pentru că n-a vrut taică. Pentru că el vezi, doamne, are principii și uite, de-aia face băiatul chimie cu ei. Deci, nu vorbim asta la masă. Frumoasă, dragă chimie. Uite, am să-l iau la mine asistent și o să vezi că o să-i placă. Îl ținem un an acasă și mai de odată. Deci, cum nu poți? Cum să leacă să înveți și pentru noastră? Are să facem șampania asta? Da, gata, hai. Asta e școala vieții. Școala vieții, nu mai armată de altă dată. Hai, hai, hai. Să-i televizorul vă marcă. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ta, 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 ta. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani, 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 m